Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la întâlnirea noastră săptămânală din curtea școlii. Este 20 mai, am trecut deja de jumătatea lunii, mai avem foarte puțin timp până anul școlar 2013-2014 se va încheia. Și pentru că este pe final, este o perioadă încărcată, dar în același timp și o perioadă foarte frumoasă, mai ales pentru cei mici, care așteaptă probabil excursiile, ieșirile, drumețiile, asta dacă, bineînțeles, cadrele didactice vor avea curajul să le facă, pentru că știm că au fost discuții în acest sens. În orice caz, o perioadă aglomerată pentru că urmează evaluările. Sunt doar câteva zile, evaluări pentru clasele a doua, a patra, a șasea, urmează apoi și cele pentru clasa a opta și bacalaureat. În seara aceasta însă noi nu vorbim despre evaluări, vom avea o emisiune interesantă și plăcută, sunt convinsă, pentru că vom aborda un subiect care, cel puțin pentru cei mai mici din curtea școlii, este fascinant. Nu vă spun despre ce este vorba, însă vă spun doar că cei prezenți aici, în curtea școlii la Bucovina TV în seara aceasta, ne vor prezenta lucruri interesante care îi ajută pe cei care le practică, îi ajută în tot felul de situații. E un grup foarte unit, cu reguli, zic eu, destul de stricte, dar în același timp cred că ideea centrală a tot ceea ce se întâmplă în acest grup este prietenia, camaraderia. Mă opresc aici, sper că v-am făcut curioși, pentru că vom începe, ca de obicei, cu calendarul zilei de astăzi și vom continua apoi cu informații din educație. După întâlnirea cu invitații în direct din seara aceasta, veți revedea niște copii foarte talentați la rubrica Talente mari la vârste mici, pentru ca, în final, să ascultați și să urmăriți o poveste. Începem cu data de 20 mai, astăzi e 20 mai, o dată care este legată de numele unor exploratori. În anul 1498 începea expediția portughezului Vasco da Gama, cel care a atins țărmul indian, deschizând un nou drum maritim. Spuneam că tot despre un explorator ne legăm atunci când spunem 20 mai, în anul 1506 trecea în neființă Cristofor Columb, cel care a descoperit America. 20 mai 1799 se năștea Honoré de Balzac, cunoscutul scriitor francez, pentru ca în anul 1830 să se nască autorul romanului Singur pe lume, Hector Malot. În anul 1875, pe 20 mai, a fost semnată la Paris Convenția Metrului, tratat prin care s-a promovat sistemul internațional de unități de măsură și la care va adera și România puțin mai târziu, în anul 1883. În anul 1920, pe 20 mai, se inaugura Opera Română din Cluj cu opera Aida de Giuseppe Verdi. În anul 1988 trecea în neființă Ana Aslan, cea care a avut o contribuție foarte importantă în domeniul medicinei. Acestea sunt datele pe care le-am reținut noi legate de ziua de 20 mai, informațiile. Să mai spunem că tot astăzi, pe 20 mai, se sărbătorește Ziua Internațională a Metrologiei. Ce sărbători mai putem marca în perioada imediat următoare? Mâine, pe 21 mai, cu siguranță știm și cei mici și cei mari, este o sărbătoare religioasă foarte importantă. Sărbătorim Sfinții Constantin și Elena. Le urez de pe acum la mulți ani tuturor celor care poartă aceste nume. Dar tot pe 21 mai se sărbătorește la nivel mondial Ziua Diversității Culturale pentru Dialog și Dezvoltare. Pe 22 mai sărbătorim Ziua Internațională a Diversității Biologice, pentru ca pe 23 mai aceia care au acasă broscuțe testoase să sărbătorească ziua lor. Se sărbătorește la nivel mondial Ziua Broaștelor Testoase. Pe 24 mai este Ziua Europeană a Parcurilor, pentru ca pe 25 mai să sărbătorim Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Și o ultimă dată, pe 27 mai, exact la următoarea întâlnire pe care o vom avea în curtea școlii, sărbătorim Ziua Mondială a Comunicațiilor Sociale.
cu siguranță, cel puțin ziua mondială, ziua europeană a parcurilor ar trebui marcată în curtea școlii. Înainte de a vă prezenta câteva evenimente care s-au petrecut în săptămâna trecută sau care urmează să se petreacă în perioada următoare, am să mulțumesc celor care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră. Este vorba de salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcine, vis-a-vis de Biserica Sfânta Cruce, și mulțumesc în special doamnei Maria Cioban. Da, haideți să vedem ce s-a petrecut săptămâna trecută. Așa cum anunțam deja, săptămâna trecută a fost Săptămâna Națională a Voluntariatului. S-au desfășurat tot felul de activități interesante în școlile sucevene. Una dintre ele este cea derulată sau inițiată de Școala Gimnazială Sfântul Ilie, o structură a Școlii Gimnaziale Dimitrie Păcurariu din Șcheia, activitate derulată în parteneria cu Asociația Educatorilor Suceveni. Cele două instituții au organizat ateliere de creație origami la care au participat peste 50 de elevi și voluntari ASV. Anul acesta a fost cea de-a 13-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului, săptămână ce s-a desfășurat, derulat în perioada 12-18 mai, sub coordonarea națională a ProVobis, Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat. Peste 360 de activități au fost organizate timp de 7 zile în 105 localități și, din 38 de județe și în capitală. Bineînțeles, aceste activități au fost derulate în parteneriat. Ediția de anul acesta s-a desfășurat sub sloganul Recrează-te prin voluntariat, pentru a reflecta faptul că voluntariatul ne transformă ca oameni, dar și ca societate. Un alt eveniment interesant care s-a desfășurat săptămâna trecută, chiar la finele săptămânii, duminică mai exact, prima ediție a festivalului Artis, un festival organizat de mai multe școli din județul Suceava, și anume Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod, Ecoșcoala Gimnazială Bosanci, Școala Gimnazială Academician H. Mihăiescu din Udești, Școala Gimnazială Dimitrie Păcurariu și Școala Gimnazială Sfântul Ilie. Să nu uităm de Școala Gimnazială numărul 4. A fost un festival dedicat elevilor din ciclu primar, care a reunit 36 de momente artistice, interpretări solo și coruri, dansuri populare și dansuri moderne, la acest festival participând elevi din școlile sucevene, dar și din școli din județul Botoșani. Trofeul Artis a fost câștigat de trupa Magic Dance, formată din elevii claselor pregătitoare și clasa a patra de la Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpul Umorul Dovenesc, elevi îndrumați de doamna profesor Viorica Maftei și doamna profesor Anca Holuță. Premiul de popularitate au reușit să-l obțină ștrunfii adâncățeni. Cei din clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Ion Băncescu din Adâncata, profesor îndrumător Lavinia Oxana Palagianu. Da, un eveniment foarte interesant, ținând cont că un astfel de festival exista, se adresa doar celor de la grădiniță. Iată, începând de anul acesta, există un astfel de festival la care pot să participe elevii din ciclul primar. Mulțumim pentru aceste informații doamnei profesor Lăcrămeana Clucerescu, cea care ni le-a furnizat în timp util. Da, trecem mai departe. Și o să vorbim despre rezultate foarte frumoase pe care le-au înregistrat elevii suceveni la diferite concursuri. 17 elevi suceveni au participat la cea de-a 12-a ediție a concursului național Dual PC, competiție ce a avut loc la Sibiu, aceștia concurând la secțiunile TIC, fotografie, Photoshop și web design. În urma probelor susținute, 5 elevi din județ s-au clasat pe prima poziție a podiumului. Și așa cum v-am obișnuit, îi felicităm și pe ei și pe domnii profesori care i-au îndrumat. Este vorba de Mihai Kindriș de la Colegiul Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, la secțiunea TIC, Mădălina Șutu de la Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpul Lung Moldovenesc, secțiunea TIC, Rareș Florin Ionescu de la Colegiul Național Dragoș Vodă, tot din Câmpul Lung Moldovenesc, la secțiunea web design, Liviu Globa de la Colegiul Național Dragoș Vodă din Câmpul Moldovenesc, la secțiunea Photoshop, iar Raluca Chisciuc de la Colegiul Național Dragoș Vodă din același oraș Câmpul Moldovenesc a câștigat locul întâi la secțiunea fotografie. Iată rezultate foarte frumoase, îi felicităm pe toți acești elevi și bineînțeles pe profesorii care îi îndrumă.
Un alt succes a fost cel obținut de Carolina Agata Drozdec și Bozena Irișec de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului, eleve care au fost recompensate cu mențiunea cu titlul de finalist în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba și Literatura Polonă. Da. Cam acestea au fost informațiile din prima parte a emisiunii. După un scurt moment în care veți asculta titlurile și un moment de publicitate, revenim în direct în curtea școlii. Am revenit în direct aici în curtea școlii cu invitații din seara aceasta. Însă, înainte de a vi prezenta, am să vă mai ofer o informație legată de un concurs adresat preșcolarilor și elevilor din ciclul primar. Este un concurs dedicat zilei de 1 iunie, organizat de Școala Gimnazială din Bosanci, în parteneria cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Școala din Bosanci, așa cum spuneam, vă invită la concursul de creații plastice 1 iunie, la mulți ani, copile drag. Este un concurs deja cu tradiție, având în vedere că este cea de-a șasea ediție, ediția de anul acesta. Aceia care sunt interesați pot participa cu diferite lucrări plastice. Data sau perioada de înscriere este 11.05.29.05.29 mai este timp pentru aceia care își doresc, mai ales cadre didactice care, bineînțeles, au elevi talentați și care își doresc să lucreze, pot să o facă pentru a participa la concurs. Mergem mai departe, bănuiesc că așteptați cu nerăbdare să vă spun despre cine este vorba. Vorbisem de evenimentele interesante care s-au petrecut în săptămâna trecută, iar unul dintre cele mai interesante, cred eu, este cel care s-a petrecut în după amiaza de sâmbătă pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava. Este vorba despre un festival care are loc pentru prima dată sau în Suceava, cel puțin din câte știu eu. Știu că au mai fost organizate în alte orașe. Dacă mă înșel, o să mă ajute invitații din seara aceasta. Festivalul Luminii, organizat de Centrul Local de Cercetași din Suceava. Le spun bună seara și bine ați venit reprezentanților, cel puțin din seara aceasta, pentru că ar fi putut fi mult mai mulți. Am fi umplut cu siguranță platoul. Spuneam că le salut din nou, pentru că mulți dintre cei prezenți în seara aceasta au mai fost în curtea școlii. Doamna Carmen Netedu, coordonatorul Centrului Local din Suceava. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Și doamna Oana Guriță, cea care este liderul unei grupe de lupișori. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ați venit. Mergem mai departe spre cercetașii de vârste diferite. O să vedeți că se întâlnesc în seara aceasta mai multe generații și am să încep cu cei mari, pentru că apoi să ne îndreptăm și pe cei mici. Am să rog pe ei să se prezinte. Bună seara, mă numesc Adina Popinceanu și sunt explorator. Bună seara, mă numesc Cătălin și la rândul meu tot fac parte din grupa exploratorilor. Da? Dăm microfonul și celor mititei. Bună seara, mă numesc David și sunt lupișor la cercetaș. Bună seara, mă numesc Sara și tot de la cercetaș sunt. Tot de la cercetaș. Copii frumoși, isteți, cu care veți face cunoștință sau pe care îi revedeți în seara aceasta. De ce? Pentru că, spuneam, sâmbătă a avut loc un eveniment care mie, cel puțin, mi s-a părut foarte interesant. Și discutând și cu alți părinți, cu oamenii care treceau pe acolo prin zonă, cu toții au fost de acord că a fost un eveniment reușit. Cum l-ați văzut dumneavoastră, organizatorii, evenimentul de sâmbătă? Noi l-am văzut reușit încă înainte de a începe. Pentru că odată demarat proiectul, am avut surpriza plăcută ca comunitatea să se implice de la cei mici până la cei mari, asta fiind și scopul festivalului. Să oprim puțin timpul, să ne oprim din agitația zilnică, să facem un lucru mărunt. Și copiii au făcut lucruri mărunte
foarte în aparență, simple, da? Nu, chiar mărunte, dintr-o hârtie reciclată, de care nu mai aveau nevoie, au îndoit-o de câteva ori și a ieșit o cutiuță. Și au ieșit, nu o cutiuță, au ieșit mii de cutiuțe din mâna copiilor. Au fost implicați în desene, au fost foarte activi în toată ziua de 17 mai, când și-au adus acolo lucrările și au fost prezenți și și-au adus prieteni, familie, și-au implicat părinții să fie voluntari în cadrul acestui eveniment. Și pentru noi a fost un real succes, așa l-am văzut, mai ales că la sfârșit am primit doleanțe că de ce așa de puțin? Cu toate că festivalul a durat de la 2 până la 21:30, totuși ceva ore. Da, eu cred că atunci când vine vorba de cercetășie, cel puțin copiii în jurul vârstei de 10 ani sunt fascinați, pentru că au aflat despre cercetășie fie din filme, fie de la televizor, fie din cărți și știu că se întâmplă lucruri frumoase, mai ales în mijlocul naturii, că au foarte multe de învățat. Și am să întreb pe invitații mei cei mai mititei, pe Sara, poate, dacă am dreptate. Sara, cum ai ajuns tu la cercetași? Cine te-a luat? Te-a luat mami de mânuță și a zis haide cu mine sau cum a fost? Sau ți-ai dorit tu? Mi-am dorit eu. Dar de unde ai auzit tu prima dată de cercetași? La mama. Tot de la mama, da? Și ce ți-a zis mami despre cercetași? Că este o activitate frumoasă, că fac fel de fel de lucruri interesante. Așa. Că fac multe jocuri, multe activități față de copii. Și așa s-a întâmplat? Au fost multe jocuri, multe activități? Da. Uite, hai să ne spui, hai să ne povestești îndată despre ce se întâmplă în grupa ta, grupa de care aparții. Am să întreb și pe David, cum te-ai decis să devii cercetaș, David? Eu m-am decis să devin cercetaș pentru că i-am văzut pe ceilalți implicându-se foarte mult. Pe ceilalți care? Ceilalți? Că nu sunt atât de mulți cercetași în Suceava. Mama mi-a povestit când era ea la cercetaș că se duceau prin drumeții cu cortul și eu fiind fascinat de asta încă de când eram mic, mi-a plăcut foarte mult și... Am înțeles, deci ai avut norocul, ai norocul să ai o mamă care a fost și ea la rândul ei. Și tata la fel explorator. Și tata. E clar, microbul l-ai luat de mic și era firesc să se întâmple lucrul ăsta. Bine, o să ne povestești mai multe pentru că aș vrea să revenim puțin la evenimentul de sâmbătă aceasta, Festivalul Luminii, și am să o întreb pe Adina. Îmi făceai semne. A fost sau nu a fost prima ediție, cea de anul acesta în Suceava organizată? Nu, în 2008 s-a mai încercat odată să facă acest festival, numai că atunci a fost, să spun așa, distrus de ploaie și nu s-a povestit nimic despre el pentru că nu a fost un succes, n-a ieșit nimic concret, ploaia distrugând cam toată munca noastră de atunci. Dar ați învățat probabil ceva din acea întâmplare, pentru că anul acesta a fost un mare succes. Da, și suntem mândri de acest lucru. De unde această idee? Din câte știu, a pornit de undeva din Cluj? Da, în 2004, niște exploratori din Cluj, dornici să îi facă pe oameni să redescopere bucuria lucrurilor mărunte care îi înconjoară, au pornit acest festival. Pe atunci au aprins doar 200 de gulguțe. În următorii ani, festivalul a crescut exponențial, ajungându-se la mii de gulguțe, la foarte mulți voluntari. În 2008 au participat alte 9 orașe. Am să te întrerup rugându-i pe colegii mei să ne ajute cu fotografii de la evenimentul de anul acesta și am să te rog să continui. Da, cum spuneam, în 2008 alte 9 orașe s-au alăturat acestui festival, inducându-se oarecum pe plan național acest festival și ca toată lumea să se poată bucura de el. A fost foarte bine primit. În 2008, cum spuneam, am încercat și noi, cu toate că n-a ieșit, dar se pare că a ieșit acum și vrem să-l facem în fiecare an, să fie frumos și ca toată lumea să implice în acest festival, să creștem și noi în comunitate.
că asta e cel mai important, faptul că ați reușit să atrageți nu numai cercetașii care s-au implicat în diferite moduri, nu numai familiile acestora, ci și foarte mulți oameni care poate nici nu aveau habar că există, cu toate că mă îndoiesc, dar că există o comunitate destul de numeroasă și de solidă, cel puțin în privința relațiilor, în Suceava. Asta este cel mai mare plus, cred eu, de anul acesta. Ai spus că în 2008 s-a încercat, dar nu ați reușit să desfășurați așa cum v-ați dorit Festivalul Luminii. Ce ați făcut anul acesta dacă ar fi plouat? Ați luat în calcul? Da, și am ajuns la un consens să-l amânăm, pentru că nu avea niciun rost să facem festivalul, să ne distrugem oarecum munca, dacă nu ar fi ieșit. Dar, din fericire, a ieșit mult mai bine decât ne-am așteptat. Aici, ce reprezintă această așezare a Glugoțului? Este simbolul cercetășesc, floarea de crin. E important pentru aceia care nu știu foarte multe lucruri, dar își doresc să știe multe lucruri despre cercetășie. Da, ați avut și invitați pe final? Da, Ordinul Solomonarilor, am colaborat cu ei. Sunt un grup de tineri foarte talentați care fac jonglerii cu foc și au făcut un spectacol foarte reușit și așteptăm și la anul. Da, am putut vedea și un cort pe care l-au instalat acolo, nu? Cercetașii. Cine? Cei mici, cei mari sau în echipă? Cum a fost? A fost o colaborare foarte reușită cu toții, ne-am implicat și a ieșit foarte bine. În tot ceea ce a însemnat, de fapt, festivalul de anul acesta, pentru că a fost tot felul de ateliere, nu numai gulguțele care s-au confecționat, s-au umplut cu nisip și în cele din urmă au fost aprinse, au fost și tot felul de concursuri sau cum s-au întâmplat lucrurile. Însă o rog pe Ioana să ne spună. Au fost mai multe ateliere prin care am încercat să implicăm pe toți copiii, nu doar pe cercetași, ci și pe trecători, pe prietenii cercetașilor, colegilor, pe părinții acestora. A fost un atelier de creativitate, unde au pictat, au desenat, un atelier de construcții, unde au realizat diverse construcții. Au tras cu arcul, i-am învățat să tragă cu arcul pe cei care au dorit să învețe acest lucru și a avut un mare succes, să zicem, partea aceasta. A fost un atelier de jocuri cercetășești. Cred că aici a fost cel mai mare impact asupra copiilor, pentru că lor le place foarte mult să se joace și să se joace cu un scop. Pentru că atunci când se joacă, se descoperă pe ei, descoperă cum să fie prieteni cu ceilalți, cum să respecte niște reguli și descoperă cum să se bucure de viață, de fiecare moment din viața lor. Da, dincolo de fascinația despre care vorbeam legate de cercetășie, lucrurile nu stau chiar așa, totul e o distracție, o voie bună, nu? Ci se întâmplă lucrurile, există o metodă din câte știu. Cercetașii trebuie să treacă prin anumite etape, ceea ce înseamnă o evoluție, un pas înainte. Și am să te întreb tot pe tine, în calitate de pedagog, dacă de-a lungul activității pe care ai desfășurat-o în acest domeniu al cercetășiei, ai sesizat schimbări în, știu eu, în comportamentul copiilor pe care i-ai îndrumat. Bineînțeles că progresul se văd de la zi la zi și pe mine mă bucură foarte mult să văd cum ei cresc, atât ca oameni, atât sufletește, cât și intelectual, fizic. Rezultate sunt, pentru că ei se implică foarte mult în activități, pentru că cercetășia învață să fie independenți, să se descurce singuri, acolo unde se poate, unde este potrivit pentru vârsta lor, să se descurce singuri. Învață să colaboreze cu colegii lor și munca de echipă, să știe că atunci când este făcută așa cum trebuie, dă rezultate mult mai bune decât când o facem de unul singur. Și bucuria asta a lor, deci eu revin mereu la bucurie, pentru că întotdeauna noi cercetași încercăm să fim veseli și să ne bucurăm de orice moment pe care îl trăim, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de prieteni, să ne bucurăm de școală, de învățătură. Cercetașii sunt buni la învățătură și ascultă profesorii și chiar consider
că orice copil este avantajat dacă reușește să parcurgă, nu știu, să intre la cercetaș. Bineînțeles, dacă își dorește și și se potrivește acest lucru. Da, eu cred că foarte mulți copii își doresc să devină cercetași. Știu că într-o perioadă era această problemă a liderilor, pentru că fiecare grupă de cercetași trebuie să aibă un lider adult, nu? Și nefiind suficienți lideri, cel puțin în Suceava, la cât de mare era cererea, se întâmpla, nu? Ca aceia care își doreau să devină cercetași să nu reușească. Dar am înțeles că această problemă a fost depășită și la momentul acesta ar fi mai mulți lideri dornici să preia astfel de grupe? Da, deocamdată suntem atâția cât trebuie să fim. Din toamnă se vor face din nou înscrieri, din octombrie, doritorii ne pot contacta și vom vedea atunci dacă numărul va fi foarte mare, dar eu zic că vom găsi soluții pentru tot. Pentru provocări, pentru că, de fapt, viața e o provocare, nu? Și în cercetășie noi găsim soluții. Nu sunt probleme, găsim soluții la provocări. Da, o să încheiem, cred că e cel mai potrivit pe final, cu locația unde vă pot găsi cei interesați să afle mai multe despre cercetășie. Pentru că am vorbit despre progres, despre evoluție, care sunt vizibile, nu? Atunci când un copil participă la astfel de programe, într-un astfel de proiect cum este cercetășia. Am să mă îndresc la Cătălin, pentru că știu că el este cercetaș de 6 ani, am înțeles bine? Da, sunt cercetaș de 6 ani. Cam aceeași problemă cu liderii am întâmpinat-o și eu când am dorit să mă înscriu la cercetaș, deoarece nu erau foarte mulți lideri și mi-a fost foarte greu să intru în organizație. Până la urmă... A fost niște criterii stricte și ai reușit să le îndeplinești? Să spunem că au fost câteva criterii stricte, pentru că aveam o doamnă profesoară de română care era lideră la cercetași în acea perioadă și ne-a pus să scriem pe o foaie ce credem noi că facem la cercetași și dacă ne place natura și cam cum ne vedem noi în viitor. Și am trecut mai departe. Și am ajuns în organizație. De acum încolo trebuie să trec puțin prin toate evenimentele care le-am petrecut în jur a circa 6 ani. Eu zic nu prin toate, că nu ne ajunge. În mare. Ramura, am început de la temerari. Din păcate n-am reușit să intru de la Lupișori, neștiind parte în acea vreme de cercetășie. Dar într-un final am reușit. De la temerari pot spune că e ramura în care... Temerari înseamnă elevi de gimnaziu. Elevi de gimnaziu, de la clasa 5 până la clasa 8. În această perioadă, practic, învățăm mai tot ce cuprinde cercetășia. Toate lucrurile pe care le învățăm prin activități practice, deci nu e nimic scris, nu venim teorie. Cu caietul la... Nu e nimic teorie. Nu venim cu caietul la întâlnire și un profesor acolo ne dictează și noi copiem pe caiet. Nu se întâmplă asta, tot învățăm, poate involuntar, nici măcar nu ne dăm seama că învățăm. Pur și simplu, prin activitățile pe care le desfășurăm, învățăm tot felul de lucruri folositoare, utile, în natură. Și... Așa ar trebui să se întâmple, de fapt, lucrurile și la școală, nu? Da. Dar nu se întâmplă. Așa ne dorim. Există cercetășia. Există cercetășia, deocamdată. Poate vor evolua care lucruri. Completează educația de la școală. Așa este. Și într-un final am ajuns la stagiul la care îl prezint acum, la ramura de exploratori. În primii 2 ani, explorator înseamnă să te descoperi pe sine. Pur și simplu, prin discuțiile cu ceilalți, micile discuții pe diverse teme, ne descoperim. Practic, ne dăm seama ce vrem să facem și cum vrem să facem și cam... Și tu ai reușit să te descoperi? Ești în faza inițială? Da, nu, am reușit, pentru că acum deja sunt în stadiu în care mă implic în diverse proiecte și... Datele pe care le parcurgem la exploratori. Chiar te rog să ne prezinți. Badge-ul de jos înseamnă inițierea, practic primul pas în ramura de explorator. Badge-ul de aici este cel de implicare și cel de aici reprezintă deja inițierea. Iar badge-ul final este cel de proiect în care deja începem singuri să propunem proiecte și să ne ocupăm de ele. E clar, ai vrut să-mi dovedești că nu sunt doar cuvinte, că ai și dovada faptului că ai ajuns să te cunoști și să știi exact ce îți dorești pe viitor. Ești în clasa 11. Da. Și
ce îți dorești în următorul, nu anul acesta, celălalt an când vei termina liceul? Se răspund ca și cercetaș, îmi doresc să devin un cetățean responsabil. Cam ăsta e scopul cercetășii. Deja după rama de explorator, deja devenim practic adulți, având și vârsta de 18 ani, deciziile luăm pe cont propriu și ne le asumăm. De aceea îmi doresc să devin un cetățean responsabil. Foarte frumos ce îmi spui. Adina, e valabil și pentru tine, ai reușit și tu să obții aceleași dovezi? Da, cum puteți vedea și pe cămașă, și eu le am. Și e aceeași situație și, ca și la Cătălin și la mine. Indiferent de vârstă, practică cercetășia își propune să formeze cetățeni responsabili, să înțeleg. Sună așa un pic, poate, pompos, dar, de fapt, e un lucru bun să... Dacă reușește cercetășia să îi responsabilizeze. Am să mă duc din nou spre cei mai mititei, spre lupișori. Da? Și am să îl întreb pe David, pentru că ne-a spus mai devreme Cătălin, el nu a reușit să facă cercetășie de la vârsta, știu eu, lupișorilor. Vârsta lupișorilor este aceea a elevilor de clasele 1-4. Nu? În ce clasă ești? Eu sunt în clasa a doua. Și de cât timp faci cercetășie? Eu fac de 3 ani cercetășie. Deci de la vârsta de 6 ani. Da. Erai la grădiniță când ai intrat? În organizație foarte frumoasă. Și ai reușit și tu să obții niște dovezi, niște insigne, niște însemne a muncii sau a progresului pe care l-ai... Obțin insignea aceasta de pe umăr, floarea de crin. Am primit-o pentru că am fost un șef foarte bun de patrulă. Și am și în campul Mocoșoaia, în campusul național de 100 de zile de cercetășie, 100 de ani, am primit acest badge. Am primit mai apoi, după câteva luni, am primit și badge-ul de aici, de la Mocoșoaia, după care l-am primit pe acesta. Eram la un muzeu și liderii ne puneau întrebări despre acele obiecte de acolo și am răspuns corect la întrebări și mi-au dat. Ți-au fost răsplătite cunoștințele. Da. Foarte multe însemne, dovezi ale faptului că ți-ai făcut treaba bine până acum în cercetășie. Nu ți se pare totuși greu să mergi la, știu eu, întâlnirile acestea care cum sunt? Săptămânale, lunare? Cum vă întâlniți? Noi ne întâlnim de 2 ori pe lună, de 3 ori. Depinde, nu? Când se apropie vreun eveniment, probabil vă întâlniți mai des. Și cum e? E prea des sau e prea rar? Ți-ai dori să fie mai multe activități? Eu zic că e prea rar. E prea rar, nu? Da. Așa m-am gândit și eu că ai să răspunzi. Ți-ar plăcea să fie cât mai multe aceste întâlniri. Probabil însă că în campul acela în care ai fost, ai recuperat zilele în care ți-ai fi dorit să ai activități de genul acesta. Cât a durat tabăra, campul? Tabăra a durat 5 zile. Nu a durat atât de mult, nu? A fost și ea destul de scurtă, dar plină de evenimente plăcute din moment ce ai primit atâtea, nu știu dacă mai ai spus că se numesc? Greșesc. Badge-uri. Bine. Ia spune-mi, draga mea Sara, dacă tu ai reușit până acum să obții vreun badge. Din păcate nu. Din păcate nu. Și mă gândesc că nu ai primit din cauza vârstei și nu pentru că nu ai fi făcut și tu lucruri frumoase, nu? Nu prea. Nu prea? Ce ai reușit tu să faci sau să înveți până acum participând la întâlnirile cercetașilor? Am învățat ca să fiu prieten cu toată lumea, cu cei care îmi sunt aproape și să nu să mă descurc în campuri. Știi, de exemplu, să ce știi? Să montezi un cort, mă gândesc că nu, ești încă mititică, doar cu ajutorul celor mari. Ce știi? Dacă ești în pădure, la ce te-ai pricepe tu lucrul pe care l-ai învățat de la cercetași? Păi...
să strigi tare, nu? După ajutor. Da. Și sigur toți cercetașii vor veni lângă tine. Bine. Nu vă spun că deja timpul s-a scurs și aproape discuția noastră trebuie să se încheie, dar mai avem puțin timp. Sunt foarte multe cupe aici. Unde, când le-ați obținut? Cupele sunt obținute în campul de Cupa Izvoarelor, un campus în care sunt testate tocmai abilitățile și cunoștințele pe care le-au obținut temerarii și exploratorii. Acestea sunt obținute în diferiți ani ai centrului local. Adina chiar a fost membra unei patrule care a câștigat o astfel de cupă. Da, o mare parte din cupele de aici sunt câștigate de noi. Anul în care am fost eu și Cătălin în Râmnicu Vâlcea, acolo are loc această cupă, se numește Cupa Izvoarelor. Am câștigat chiar marele trofeu și patrula noastră a câștigat și locul 1 la proba principală a acestui camp, care este haicul. Haicul reprezintă o drumeție în pădure, iar acolo am avut de trecut prin mai multe provocări, mai multe teste, să le spun așa, și se pare că le-am trecut cu brio din moment ce am luat și locul 1. Am mai luat locul 3 la scenetă, am făcut o scenetă, această probă pune accent pe creativitatea noastră. Iar noi am mai câștigat locul 3 în 2009 la acest trofeu și ce să mai zic? Da, v-ați descurcat foarte bine. Pentru că eu mă gândesc în multe dintre orașele mai mari decât Suceava, cercetășii are, știu eu, mai multă tradiție, să spunem, sau lucrurile s-au derulat un pic poate mai bine sau e mai numeroasă organizația decât cea din Suceava. Și atunci, într-un centru relativ mic, cred eu, totuși, nu? Comparativ cu alte centre, lucrurile se întâmplă foarte frumos. E un centru mic, dar în momentul actual suntem 70 de cercetași. Ceea ce e mult sau puțin? Mie mi se pare puțin. Dacă ne raportăm la numărul de copii din Suceava, e puțin. Dar pe de altă parte 70 de cercetași e ceva, ați văzut ce au făcut. Așa este. Sâmbătă, 70 de cercetași. Da. Eu cred că discuția aceasta ar fi putut continua multă vreme. Aici sunt foarte multe lucruri interesante, un jurnal de lupișor pe masă. Aici ce este? Ceva, niște reguli, niște... Da, este un manual de supraviețuire al copiilor. Un manual de supraviețuire. Câți părinți nu și-ar dori ca cei mici, copiilor, să cunoască ceea ce scrie într-o astfel de carte, ceea ce scrie, să reușească să se descurce cât mai mult. Pentru că, de fapt, mie asta mi se pare cercetășia. E ca un drum inițiativ pe care copiii trebuie să-l parcurgă de la lupișori, la temerari, apoi la exploratori, spre a deveni, cum spunea Cătălin mai devreme, un cetățean responsabil. Foarte frumos să-și asume decizii. Și să-și asume deciziile. Și progresul nu se încheie. Deci noi suntem într-un continuu progres chiar și atunci când suntem lideri. Mergem la stagii de formare continuă. Cum e și firesc, nu toată viața ne dezvoltăm și încercăm exact să creștem cât mai exact mult. Ce să zic, mie îmi pare rău că discuția trebuie să se încheie. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența din seara aceasta. Sunt convinsă că se vor mai întâmpla lucruri frumoase legate de cercetași, legate de cercetășie și vom mai avea ocazia să ne întâlnim. Au rămas multe lucruri nespuse. Eu cred că ceea ce am discutat în seara aceasta a fost așa o provocare și foarte mulți dintre copiii care au urmărit își vor dori să devină cercetași. Tocmai de aceea v-aș ruga să ne spuneți unde aveți sediul, unde v-ar putea găsi aceia care din toamnă, pentru că ați spus în toamnă, începe o nouă rundă de înscrieri, unde v-ar putea găsi? Noi avem sediu în cadrul Centrului de Tineret, în aceeași clădire cu Inspectoratul Școlar și pe Facebook. Suntem Centrul Local Suceava și sunt luați legătura cu cercetașii din Suceava, pentru că sunt cercetași în multe școli, în școala 4, în școala 8, în școala 9, liceul Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Spiru Haret, școala 3, deci aveți cu cine, unde vedeți un pic de mișcare și de activitate, acolo sunt cercetași, plus că în septembrie
vom organiza o întâlnire pentru recrutare de cercetași. Da, deci așteptăm până în septembrie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența din seara aceasta și vă urez mult succes. Iar pe dumneavoastră, dragi telespectatori, vă invit să urmăriți rubrica Talente Mari la Vârste Mici și, bineînțeles, pe final, Povestea la Minut. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră, vă urez o săptămână ușoară și mult succes la școală! Vreau răspunsul îndată. Un băiat știe oare ce gândește o fată? Un pariu pe înghețată, că ei nu sunt în stare să înțeleagă o fată. Oh! Hei, hei, șalala, șmecheri sunt băieții. Hei, hei, șalala, și fac pe isteții. Fetele-s nebune după ei, dar ei nu observă orice-ar spune. Hei, hei, șalala, fetele-s deștepte. Hei, hei, șalala, și sunt înțelepte. Fetele au planul lor și obțin mereu ce vor. Și cum îți spuneam, noi suntem vorbărețe, ne amuzăm, râdem tare. Și ei fac fețe-fețe, ne trimit la plimbare. O pisică e o fată, șoricei sunt băieții, totul este o joacă. Oh! Hei, hei, șalala, șmecheri sunt băieții. Hei, hei, șalala, și fac pe isteții. Fetele-s nebune după ei, dar ei nu observă orice-ar spune. Hei, hei, șalala, fetele-s deștepte. Hei, hei, șalala, și sunt înțelepte. Fetele au planul lor și obțin mereu ce vor. Shalala, și fac pe isteții. Hei, hei, shalala, fetele se ștepte. Hei, hei, shalala, și sunt înțelepte. Fetele au planul lor. Oh, hei, hei, shalala, șmecheri sunt băieții. Hei, hei, shalala, și fac pe isteții. De mult,
Pe insulele britanice îndepărtate trăia o fată tânără. Fiind orfană, trăia retrasă, în singurătate. Într-o zi și-a dat seama că va avea un copil. Și când s-a născut copilul, s-a întâmplat o minune. Din momentul în care s-a născut, acesta vorbea cursiv mai multe limbi. Acest copil, deosebit, a fost botezat Merlin. Anii treceau unul după altul și, pe măsură ce Merlin creștea, dădea tot mai mult dovadă de capacități deosebite. Merlin știa să citească în gândurile oamenilor și era capabil să-și schimbe înfățișarea. Când a ajuns la maturitate, el a devenit vrăjitor. Într-o zi a murit Uther Pendragon, regele ținutului Wales. Nobilimea țării l-a rugat pe Merlin să aleagă el un nou rege pe tron. Să așteptăm până la Crăciun, le-a spus vrăjitorul. În seara de Crăciun s-au adunat nobilii. Printre ei se afla și Arthur, un nobil tânăr. Când mulțimea adunată la slujba de Crăciun a ieșit din biserică, a văzut cu stupoare că în centrul orașului se găsește o imensă piatră cioplită. Piatra era atât de mare încât era imposibil ca ea să fi fost pusă acolo de un om. În piatră era înfipt o sabie minunată, iar dedesubt se putea citi această inscripție. Bărbatul care va fi în stare să scoată această sabie din piatră, acela să fie domnul țării. Nobilii și-au încercat imediat norocul, sperând fiecare să fie el cel ales. Dar nimeni n-a reușit să miște sabia din loc, deși trăgeau de ea din toate puterile, o scuturau cât puteau de tare, înroșindu-se de efort. Sabia stătea neclintită. Niciun rezultat. Văzând sabia tot la locul ei, în piatră, mulțimea a început să-și piardă interesul. Dezamăgiți, oamenii se pregăteau de plecare, negăsindu-se un nou rege la conducerea țării. Merlin s-a apropiat de Arthur, care era un bărbat foarte tânăr. Fiule, du-te, te rog, și adu-mi sabia, i s-a adresat el. Cu plăcere, i-a răspuns tânărul. Arthur a urcat pe cal și s-a dus la casa vrăjitorului. A căutat peste tot sabia, dar nicăieri n-a găsit-o. Atunci s-a întors dezamăgit, trecând pe lângă piatra cioplită. Când a văzut piatra, și-a luat inima în dinți, s-a apropiat curajos de ea și a apucat sabia imensă cu ambele mâini și a scos-o din piatră cu multă ușurință. Piatra a dispărut aproape imediat, iar mulțimea și-a salutat cu strigăte de bucurie noul rege, Arthur. Cu doar puțin timp după încoronarea lui Arthur, Merlin trecea călare prin pădurea Avalon, admirând peisajul. Ajungând la un izvor, vrăjitorul a zărit pe mal o fată tânără șezând lângă apa curată. Fata era atât de frumoasă și de drăguță, încât Merlin s-a îndrăgostit imediat de ea și s-a hotărât să-i cucerească inima, învățând-o să facă vrăjitorii. I-a arătat nenumărate lucruri, de exemplu, cum se poate face ca un castel să dispară dintr-un loc și să reapară într-un altul. Cum poți umbla pe apă fără să te uzi? Sau cum se poate scoate apă dintr-o stâncă, într-un deșert fierbinte? Îți promit că te voi iubi dacă mă înveți încă o vrăjitorie, i-a spus Vivian, frumoasa fată. Merlin și-a scos bagheta magică.
cu o mână a desenat un cer și, în acel moment, a apărut dintre copaci un grup mare de dame, cavaleri și nobili, deși pădurea era nelocuită. Apoi a apărut un minunat castel înconjurat cu o grădină splendidă, plină de flori cu miros înghețat. Totul era frumos. Toți se țineau de mână și dansau grațios. Numai că acel castel era invizibil. El nu putea fi zărit de nimeni, în afară de Merlin și de Vivien. Apoi, vedenia a dispărut în apa curată a lacului, tot atât de repede cum a apărut. Vivien l-a întrebat atunci pe un ton neutru: scumpul meu prieten, cum aș putea să leg un bărbat de mine fără să-l arunc în temniță și să-l pun în lanțuri, în așa fel încât să fie pentru totdeauna prizonierul meu și să nu mă părăsească niciodată fără permisiunea mea? Auzind acestea, Merlin și-a plecat capul și a oftat, știind ce planuri are fata. Știu cine este cel pe care vrei să-l legi astfel de tine pentru totdeauna. Eu sunt acela, iar planul tău este nemilos. Dar vai, te iubesc prea tare, așa că trebuie să mă supun dorinței tale. Și Merlin a învățat-o pe fată toate vrăjile pe care le cunoștea. Peste câțiva ani, un țăran a traversat pădurea de la Valon. Dintr-o dată s-a lăsat ceața și o voce îndepărtată i-a vorbit: o, vai de mine, oprește-te o clipă, om curajos, i-a spus vocea. Du-te, spune-i regelui Artur că Merlin, vrăjitorul, a devenit pentru totdeauna prizonierul ceții. Vivien, stăpâna cea frumoasă a lacului, este cea care m-a aruncat în temniță. Povestește-i regelui ce s-a întâmplat cu mine. Într-o zi, pe când dormeam în pădure, Vivien a venit la mine și a desenat un cerc magic în jurul tufișului în care dormeam. Când m-am trezit, eram într-un pat splendid, într-o cameră atât de frumoasă, cum nici nu o puteai visa vreodată. Totul era minunat în jurul meu, numai că orice aș fi făcut, n-am mai putut ieși de acolo. Așa că regele Artur nu mă va mai putea întâlni niciodată. Sunt prizonierul ceții pentru totdeauna. Sunt pierdut. Și acum că mi-ai ascultat povestea, du-te! Dumnezeu să-l aibă în pază pe rege împreună cu împărăția sa și cu toată nobilimea lui. Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Merlin, după care nimeni niciodată nu l-a mai revăzut.